primul rând am avut o analiză internă în aparatul primăriei. Consider că o parte din aceste nemulțumiri sunt justificate. Am luat și o decizie în acest sens. Am încetat colaborarea cu unul dintre inspectorii vechi ai primăriei Brașov, domnul Drăgoi. Am scos la concurs postul de director tehnic, postul de șef de serviciu la străzi și totodată venim în fața brașovenilor cu transparentizarea graficului de lucrări. Astfel încât aceste lucrări care însumează pe un an aproximativ 40 de milioane de lei, o sumă consistentă pentru bugetul local, pot fi acum verificate, putem primi întrebări, putem clarifica înainte de a vedea mașinile de asfaltare pe străzi. Avem graficul pe luna mai, ce a mai rămas din ea, graficul pe luna iunie, care cuprinde foarte multe străzi din zona nouă a cartierului Tractorul. Toate acestea le puteți consulta, așteptăm sugestiile voastre și vreau să vă asigur că tot ceea ce ține de urmărirea de contracte se face cu interes și cu multă implicare.